Ia uite-l, de-abia ne așteaptă. Nu cred că sunt mouși. Singur urs de altfel cred că e în fața mea aici. Și nu cred că o să ne ataci în seara asta. O să urcăm până la refugiu ăla. La refugiu, da. Înainte, de pe poartă, chiar dacă ai pus un lanț la poartă, e spațiu să puteți ieși. Seara bună, mulțumim frumos! A zis că e loc să facem o trecere. La cât pus, dai seama? Ce mizerabil! A, bă. Nu cred că s-a gândit la rucsaci. Noi ne chinuim să intrăm pe teritoriul urșilor. Și acum al directul îl spui și e în spatele porții așa. Ce pare? Da, la maxim să sari. Ne rupem ghiozdanul. Ce prostie, doamne. Cam uite e. Dă-te mai așa. Ce mizerie. Este, mă, este ban. Primul obstacol. L-am trecut cu brio. Nu chiar îmi place. Da, e paznic așa. Nu e lume. Pac! Stai departe, ursule. Deci da, mai avem super puțin. Ajungem la refugiu. Sper să fie gol. Sper să nu fie full. Dar cred că o să fie. 12 fără 20 am ajuns. Dar este lumină, e lumină în refugiu. Mai e loc? Sunt, cred că, două cupluri, dacă am văzut eu bine. Două cupluri? Da, stau în hamace, frumos. Ce-am văzut, stai vreo să e? E atât de cald că îți pare rău că nu ți-ai adus curți. Bam. Da, e cam în pantă aici, mă. Să curățăm un pic așa. Bă, e cam pe stânga aici. Doamne, cel mai prost cor din lume, l-avem noi. Și am mai dat și pe o milioane pe asta. Da, da, da. Ușa, da, mă, e drept. Ușa. Haide și aici. E plană, ia. Acolo stau eu, cum e acolo? Acolo stau eu, da. E ok, nu? E ok, da. Marea pregătire, înainte de culcare. Mult mai cald decât mă așteptam. 9 fără 10. Pare direct soare afară. Uite. Blan. Suntem gata, ce mai? 11 și 20. Am exagerat un pic, dar nu mergem așa mult azi. Avem și mâine de ajuns acasă. Câte chile aveți pe ghiozdan la scântărit? 18? Da. Mamă, ești că mergi în retezat 5 zile. Gata, mă, că am stat destul. Să ne mai și mișcăm acum. Greu de-al ăsta. Dar s-a mai domolit un pic. Vremea e blană. E nor, dar nu de ploaie. Ne-a rupt de-al ăsta. 200 de metri altitudine. În jumătate de kilometru ne-a nenorocit. Și încă mai avem de urcat. De dragul orientării, acolo sunt vecinii bucegi. Dincolo venim noi. Vecinul Grohotiș. Înzăpezi și el. Și încolo ne îndreptăm noi. Ce faci cu ăla? Bam! Zăpadă! Bine că nu mi-am pus paraza pe zile degeaba. Thank you.
dealul ăsta pe care îl urcă băieții acum duce spre ăla care este vârful Piscul Câinelui, 1650. Până la Baiul Mare mai e vârful Drăgan, 1771, și domnul Baiul Mare, 1895. Acolo, Ciucașul luminat de soare. Și noi foarte aproape de vârful Baiul Mare. Da, cred că nu mai facem vârful azi. Deja căutăm loc de curte aici. Eu zic că blan aici. Locul ăsta. Hai, mai mergem mai puțin. E bine că facem astfel de analize pe apus de soare, nu noaptea, când deja nu mai contează, îl puneam în gropi. Hai că l-a găsit. Are gropi? Stai într-una în timp ce vorbim. Am făcut o plimbare să vedem alte locuri, nu prea. Și înapoi la Rucsaci, să reevaluăm. La Nămol sau la Covor? Gata, cred că aici. Nu e grozav, dar ne-am plictis să căutăm. Mamă, nu intră? Deloc. Nu intră nici la tine, nu? Gata, e oficial, hai la Nămol. Am că am reușit. Ca să avem pentru mai încolo. E un strat de rocă sub locul ăsta unde punem cortul. Ne-am chinuit ceva cu ei din aluminiu versus rocă, nicio șansă. Da, am reușit să feltăm. E okay. Da, e ok. Misiune îndeplinită. Spui geaca la bocanci acolo? Păi ce faceți, mă? Miniclip. Nu stai bine, nu? Marginile nu stau niciodată bine. Bă, ce brand are Shaggy, nici nu mai văpăște. Ora mesei. Cred că e 8 și ceva. Poate 9. Nasa. Mi-am făcut mai ciorbă așa că n-am. Te spune în capă? Da. Mai stai și noi 2-3 ore și ne culcăm. Da. Ce vânt bate și ăștia încă încearcă să doarmă. Mamă, e flash pe acolo, la... Bă, vodă, bă. O fi căzut bățul? S-a rupt ceva, s-a dat ăla. Oricum, cuiele au fost băgate în mușchi, că n-au intrat de piatră. N-ai nu ce să-i faci, bate vântul, mai... Da, hai doar să plecăm, că n-are rost să îl prepari. Facem pregătirile. 9 și 20, era de așteptat. La 10 jumate plecăm. Suntem aproape gata. Aproape de Baiul Mare. Ce gost e. Aaaa, mi-a atins camera. Da, îi dăm foc, n-ai ce să-i mai faci de asta. Suntem gata, am plecat. Ceasul, stai așa. 10 și 20. Oh, e forță. Am plecat doar cu... Doar cu o oră și 20 de minute, mai mult decât am zis ieri. Urcăm ușor, ușor spre Baiul Mare. Asta e ceață. Seara erau condiții mai bune, dar... Hai, am decis să punem cortul. Ceață peste tot. Dacă am fi știut ieri, nu mai puneam cortul. E ceață în jur, suntem în alb complet. Mai avem puțin de tot la Baiul Mare, da. Ce rateu? Ha? Nu, n-am trecut de el, dar nu vedem nimic, chiar dacă am fi la el. Mai urcăm? Oare chiar am trecut de el? Dar n-am mers 400 de metri încă. Oare asta? Oare asta să fie?
câte avem motreni? 31 și 5, 25. Aia e unul la 7,45. Niciun caz, amendă. A, uite mă, mai avem și la 8,46. Sau la 5 dimineața, a doua zi, la 5 jumate suntem în posada, la 8 suntem la muncă. Șomaj. Ia uite, la un kilometru de unde am pus noi portul. Da, da, mi-i da, dar tot te sparge. N-ai cum să dai. Altă viață la coborâre. Abia așteptam coborârea. În zăpadă, așa, lejer. Duțca. Mai avem super puțin. Mai e bun, bă, băiatul de loc. Vânt mare. Vedem și telegondula la Suica. Și da, ne-am mișcat mai bine decât am crezut. Ne-am mișcat mai bine ca GPS-ul chiar. Azuga acolo jos. Partia Suica 1. Este cale. Glasa glitea, ti zi mei ta spui, o grăbie și eu.
gata, mă. Oh, ce bine. Și acum o să mergem pe șosea. 20:20, 3 km până la gara. Este timp. Și gata, mă. Ultimul efort depus. Traversarea pasarelei. Și acum în gara. Singur pe peron. Peronul din Azuga, găini la veceu. Foarte drăguț. Gata, s-a terminat. Da. Poftada. Sus acolo e DN-ul. Urcăm multele scări, ajungem la mașină și acasă. Ia uite semnul. Muzeul Cinegetic Posada. Și oficial s-a terminat cu munții Baiului. Au încercat să-l rupă, dar n-au reușit. Numai o dată cu bățul scăpați de el. Calitate, până și la sticăre. N-ai ce să-i faci lui ăsta.